Bine ați revenit la Weekend de România, locul în care la fiecare final de săptămână ne jucăm cu tot felul de ingrediente și descoperim rețete noi. Astăzi vă propun un nou joc. Haideți să vedem ce se întâmplă când chifteluțele românești întâlnesc pastele italienești. Spaghetti meatballs este un fel de mâncare inventat de italienii care au emigrat în America pe la începutul anilor 1900. Și dacă ei au combinat chifteluțele cu spaghetti, de ce n-am încercat și noi asta chiar astăzi? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este chiar să pregătim chifteluțele. Mulți preferă să le facă din carne tocată, eu am preferat să toc carnea pe care am luat-o astăzi. Este vorba de carne de lucru pe care o găsiți și voi la Penny Market, este chiar în oferta din acest weekend. O puteți toca chiar voi acasă. O voi combina cu ceapă tocată, o voi asezona cu sare și piper. Și pentru că v-am povestit că este un preparat inventat de italieni, eu voi adăuga peste carne și puțină grana padano, dată pe răzătoare. Voi pune peste ele și pătrunjel, tocat mărunt. Voi sparge și un ou. Și acum ne vom folosi de mâini pentru a amesteca totul și apoi formăm chifteluțele. Acum că avem chifteluțele gata formate, este timpul să le rumenim în tigaie. Am rumenit puțin chifteluțele în tigaie. Urmează să pregătim pentru ele și un sos. Am aici roșii în bulion, peste care adaug puțin usturoi mărunțit, amestec, asezonez cu sare și piper. Voi pune și o linguriță de zahăr ca să echilibrez aciditatea roșiilor. Am aici și câteva frunze de busuioc pe care le voi toca și le voi adăuga în sos. Adaug și o ceapă mică pe care am tocat-o mărunt. Lăsăm acum sosul să fiarbă și să se reducă și între timp eu voi pune pe foc o oală cu apă și în momentul în care apa începe să fiarbă am să pun în ea pastele, spaghetti. Pun și sare în apa în care vor fierbe pastele. Apa a început să fiarbă, așa că este timpul să adaug pastele. Iată ce joacă frumoasă am avut astăzi cu niște ingrediente deosebite, iată ce deliciu am obținut din combinația chifteluțelor românești cu pastele italienești. Un adevărat răsfăț pe care mă bucur că am avut ocazia să-l pregătesc pentru voi astăzi. Vă îndemn și pe voi la rândul vostru să faceți același lucru și să pregătiți această rețetă pentru prietenii și pentru familia voastră, pentru oamenii dragi vouă. Iar noi ne revedem și săptămâna viitoare, tot aici, la Weekend de România.